Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în ziua în care am prăznuit întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Cel care, dacă vă aduceți aminte, și-a pierdut capul de dragul adevărului. În fața unui rege se credea nemuritor. Regele Pereat. Doar Sfântul Ioan a rămas în picioare și a reușit să meargă pe calea aceasta a mărturisirii cu un cap în icoană și cu un alt cap pe tipsie în aceeași icoană, arătând odată în plus cât de valoros este un sfânt înaintea lui Dumnezeu, încât îl face ca nou. Îndrăznesc să spun că lecția aceasta a găsirii, aflării capului Sfântului Ioan Botezătorul e importantă și dintre aceea că n-a fost uitat. Că ucenicii săi mai întâi și apoi ucenicii Domnului l-au luat de proroc și înainte mergător în adevăratul sens al cuvântului, al descoperirii cuvântului lui Dumnezeu de dragul împărăției lui Dumnezeu. Cuvântul din seara aceasta este în această epistolă întâi a Sfântului Ioan Evanghelistul, care spune așa: dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăște, mincinos este. Pentru că cel care nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Simplu, obiect, comportamentul nostru indecent, dur, arogant, răutăcios de cele mai multe ori, ne dovedește odată în plus că nu suntem chiar așa creștini cum ne dăm și că de foarte multe ori atitudinea noastră arogantă în raport cu aproapele nostru sau indiferentă ne arată de fapt aroganți și indiferenți la adresa lui Dumnezeu, nu doar asemenului. Sigur că în momentul în care ești agresat, ești rănit, ești frustrat la rândul tău, capeți tot felul de arme, cum ne-ar spune psihologii, de apărare în fața acestor atacuri, dar un creștin trebuie să învețe să trăiască cu această greutate de a fi omul lui Dumnezeu, indiferent de situația în care este așezat, de situația în care viața sa este zdrobită. Cuvântul de întărire al cuvântului Scripturii din seara aceasta mi l-am permis să-l extrag dintr-un cuvânt mai vechi, amicus humani generis, adică prietenul neamului omenesc, dacă vreți să-l traduce. Cineva e prietenul neamului omenesc însemnând prin aceasta că e de fapt prietenul nimănui. Când generalizezi prietenia, nu ești prieten cu nimeni. Ca un drum care nu duce nicăieri, ca o pasăre care zboare spre niciunde. Într-un fel sau altul, ni se cere să fim prieteni persoanelor pe care le știm după nume și le pomenim. Uneori nu ne vedem cu ei niciodată, dar îi purtăm în rugăciune, pentru că prietenia nu e așa, nu e anonimă, ca și iubirea, niciodată nu este anonimă. Nu putem iubi toate florile și toate răsăriturile. Iubim florile pe care le vedem și răsăriturile în care așteptăm apusurile. E o taină și aceasta, e taina aceasta a măsurării iubirii cu realism. O iubire fără realism e o iubire care se pierde în nimic. Mâine este în mod cert o nouă zi.